Bine v-am găsit, dragi telespectatori, o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și suntem onorați ca în această ediție să avem un oaspete de seamă căruia îi spun bun venit în această emisiune, Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. Bine ați venit! Bun găsit! Ne propunem în această ediție să vorbim despre evenimentele care au loc în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Catolică, în general, legate de anul milostivirii divine, începând cu 8 decembrie anul trecut, când era neprihănita zămislire, o sărbătoare legată de Sfânta Fecioară Maria, a început în biserică așa numitul an al îndurării, al milostivirii divine, un an voit și declarat de către Sfântul Părinte Papa Francisc, anul care se va încheia la 20 noiembrie anul acesta, 2016, în sărbătoarea lui Hristos, Regele Universului. Despre acest an și despre inițiativele din acest an discutăm cu Preasfințitul Aurel Percă. Deci, de ce un an al milostivirii divine? Atunci când Sfântul Părinte Papa Francisc a decis să declare acest an anul milostivirii, s-a gândit la un fapt, că trăim de fapt într-o atmosferă a milostivirii. Milostivirea face referință și ne trimite imediat cu gândul la Dumnezeu, care este binevoitor față de noi, care ne iubește, care ține la noi, și dovada acestei iubiri deosebite este faptul că Fiul Său, Iisus Hristos, a venit pe pământ tocmai ca să fie mai aproape de oameni. Și Sfântul Părinte a voit tocmai să atragă atenția de fapt că acest an al milostivirii vrea să ne sensibilizeze mai mult de evenimentul mântuirii care privește pe fiecare dintre noi. Să acceptăm mântuirea pe care Dumnezeu ne oferă prin Iisus. Un jubileu este anul acesta al milostivirii și jubileele sunt legate de Vechiul Testament. Din când în când erau așa numiți ani jubiliari. Dacă ați putea să ne spuneți mai mult despre aceste jubilee din Sfânta Scriptură, ca să înțelegem de fapt ce se întâmplă astăzi. Da, vorbim despre anul milostivirii, sau mai bine zis de jubileul anului milostivirii. Jubileul se leagă de o cifră rotundă de ani. În Vechiul Testament, în Cartea Leviticului, de exemplu, s-a fixat un jubileu în acest sens de 50 de ani. 49 de ani, oamenii trebuiau să cultive pământul, dar în al 50-lea an pământul era lăsat liber, trebuiau să fie iertate toate datoriile oamenilor, trebuiau să se restituie lucrurile luate de la alții. Și în acest an, practic, toți trebuiau să se bucure în Dumnezeu. Această practică de 50 de ani a trecut și apoi în biserică. Trebuie să spun că nu de la începutul creștinismului. Abia în anul 1300 a început această practică a jubileelor, prima dată la o scadență de 100 de ani, după aceea s-a fixat la 50 de ani, după aceea la fiecare 25 de ani. Și aceste jubilee sunt numite jubilee ordinare, obișnuite, care au avut loc din anul 1300 până astăzi, fără întrerupere. Și în afară de aceste jubilee extraordinare, sunt jubileele extraordinare. Cunoaștem două în secolul trecut, a fost în 1933, când Papa Pius al XI-lea a voit un an care să amintească de 1900 de ani de la anul mântuirii noastre. Și un alt an special, un jubileu special, a fost în 1983, 1950 de ani de la anul mântuirii. A fost, bineînțeles, jubileul anului 2000 cu un faz deosebit și iată, avem acum un jubileu extraordinar, jubileul anului milostivirii. Mă gândesc că această practică de care vorbiți din Vechiul Testament, dacă s-ar repeta astăzi, ce interesant ar fi și la nivel practic, cum era cu poporul evreu, că se dădeau pământurile înapoi, la odată la 50 de ani, totul se restituia
Sigur că acest jubileu pe care noi îl avem anul acesta s-a transmis mai mult pe plan spiritual, în care primim iertarea de la Dumnezeu și vorbim de un jubileu al milostivirii divine, de milă. De fapt, ce este milă? Vreau să completez că se dorește Papa, Sfântul Părinte Papa Francisc, dorește ca în acest an să existe mai multe gesturi care să concretizeze această milostivire. Nu de mult am auzit de această intervenție a Papei, de exemplu, ca în acest an al milostivirii să nu existe nicio execuție capitală. Iertarea pedepselor și oricât de vinovat ar fi cineva să nu fie supus unei pedepse atât de extreme. Dar iată, ajungem la cuvântul milă, care are o încărcătură biblică. Trebuie să ne referim totdeauna la rădăcina sau etimologia acestui cuvânt, care în Biblie înseamnă bunăvoință, înseamnă compasiune, înseamnă de fapt un gest de iubire, înseamnă un gest de a te aplica asupra semenului tău pentru a-l ajuta, de a-l sfătui, de a restitui dacă i-ai luat ceva. Deci, cu alte cuvinte, atunci când folosim să ai milă de mine sau să te miluiești de mine, nu facem altceva decât să exprimăm o latură a iubirii deosebite pe care noi trebuie să o practicăm față de aproapele nostru. Și care ar fi contrariul milostivirii? Contrariul este acea duritate a inimii de a nu voi să privești la semenul tău care suferă, să nu vină ajutor. Deci este acea întărătare a inimii, duritatea inimii, care înseamnă, de fapt, o lipsă de iubire față de aproapele. Așadar, la 8 decembrie anul trecut s-a deschis acest an al milostivirii la Vatican prin deschiderea Porții Sfinte și apoi duminica următoare, pe 13 decembrie, s-a deschis și în diecezele din lume, inclusiv în dieceza de Iași, în Moldova Catolică, în trei locuri speciale, la Iași, în Catedrală, la Bacău și la Cacica. Avem și imagini care vor derula pe ecran, colegii mei le vor pune și vom urmări asemenea imagini de la deschiderea anului sfânt, precum și alte imagini care ilustrează ceea ce discutăm despre jubileul milostivirii divine. Descrieți cum a fost deschiderea anului sfânt. Fac o remarcă mai întâi față de celelalte jubilee care se celebrau la Roma, în cele patru bazilici papale. De data aceasta, Sfântul Părinte Papa Francisc a fixat ca, în afară de bazilicile romane majore, cele patru principale din Roma, în fiecare dieceză să se deschidă o poartă sfântă și să se fixeze ca loc de pelerinaj pentru credincioși. Și în afară de Catedrala, care este Biserica Episcopului, la alegerea episcopilor, se pot deschide și alte asemenea centre pentru a-i primi pe credincioși unde să existe o poartă sfântă. Poate fi un sanctuar sau o biserică de mare importanță. Și așa se face când în dieceza de Iași avem trei centre în care credincioșii pot veni pentru a se bucura de acest an al milostivirii. Catedrala noastră din Iași, avem Biserica Bacău Centru și sanctuarul de la Cacica, sanctuarul Marian din Cacica, unde și așa foarte mulți pelerini merg în timpul anului, dar cu atât mai mult, poate în acest an, aceste locuri vor fi mai mult vizitate. Și fiecare din aceste locuri, biserici, au o poartă sfântă, care este un semn al anului sfânt. Cei care intră și pășesc prin această poartă sfântă marchează, de fapt, o trecere de la starea lor actuală la o întâlnire cu Hristos în dorința de a-și schimba viața. Și aici notăm că, în afară de faptul că există acest an al milostivirii, credinciosul trebuie să își facă partea lui. Spovadă, acea dorință de reconciliere cu Dumnezeu și cu aproapele, dorința de a face anumite fapte de milostenie trupească sau sufletească, să treacă prin acea poartă sfântă care să, într-adevăr, să indice faptul că
omul este hotărât să schimbe ceva în viață, dar mai înainte este pelerinajul. Pelerinajul care înseamnă deplasarea de la locul propriu la acest loc, sanctuar sau biserică în care are loc o celebrare. Telespectatorii au urmărit deschiderile care au avut loc la Cacica, la Bacău și la Iași, precum și la Vatican, și chiar au putut să vadă în imagine cum în biserică s-a construit o adevărată poartă. O poartă care s-a deschis pe 8 decembrie. De ce s-a ales simbolul acesta? De ce poarta? De ce nu altceva? Atât la Vatican, dar și în celelalte catedrale sau biserici, într-adevăr, s-au amenajat porți sfinte, tocmai un element simbolic pentru acest an. Cum spuneam, atunci când cineva pășește într-un sanctuar, trece din lumea de afară, lumea externă, lumea zgomotelor, lumea unde este oricum un alt spirit decât cel din biserică, pășind prin poarta sfântă, prin această poartă special amenajată, se indică faptul că credinciosul trece într-adevăr și vrea să realizeze această întâlnire cu milostivirea lui Dumnezeu. Și această milostivire se oglindește tocmai în întâlnirea cu Hristos, cel care a venit pe pământ, care este chipul văzut al Tatălui, milostivirea întrupată, și apoi urmează, pășind prin poarta sfântă, nu automat se termină totul. Un credincios care pășește poarta sfântă este chemat după aceea să asculte cuvântul lui Dumnezeu sau să participe la Sfânta Liturghie, să se roage după anumite intenții, și așa este și o condiție recerută pentru dobândirea acelei indulgențe plenare, poate vom vorbi și despre acest lucru, o indulgență care se dobândește dacă, în afară de spovadă, împărtășanie, dorință sinceră de a părăsi păcatul, pelerinajul făcut și pășirea porții sfinte, să fie și o rugăciune după intenția Sfântului Părinte Papa. Vorbeați că în acest an credincioșii trebuie să-și facă partea lor și, într-un mod deosebit, vorbeați de spovadă, care stă cumva în centrul anului milostivirii divine. De ce accentul pe spovadă? Spovada este locul prin excelență unde are loc această întâlnire cu întâlnirea cu milostivirea lui Dumnezeu. Știm că atunci când cineva merge la spovadă, el îngenunchează și își expune păcatele înaintea lui Dumnezeu, prin reprezentantul bisericii, care este preotul. Și Dumnezeu este cel care, practic, manifestă compasiunea, iubirea față de cel păcătos, pentru că cere iertare. De aceea se recomandă ca spovada, pentru că este modul în care noi cerem iertare lui Dumnezeu, și ar Dumnezeu cu siguranță că dacă această cerință este sinceră, Dumnezeu ne iartă. Apoi această iertare a lui Dumnezeu înseamnă o reconciliere, o împăcare cu Dumnezeu. Ne împăcăm cu Dumnezeu uitând trecutul sau depășind aspectele negative pentru a începe o viață nouă. O reconciliere care trebuie să se întindă și la o reconciliere, împăcare cu cei din jurul nostru. Nu putem să spunem că ne împăcăm cu Dumnezeu, dar cu oamenii continuăm mai departe aceleași relații. Așadar, un an în care suntem chemați la împăcare cu Dumnezeu, la a părăsi păcatul, la a ne împăca și a ne reconcilia cu frații noștri, mai ales dacă suntem în ceartă sau purtăm ura în suflet. S-au luat numeroase inițiative la nivelul Bisericii Universale, dar și la nivelul bisericii locale. Dumneavoastră ați vorbit deja de pelerinajul la una dintre porțile sfinte. Ce alte inițiative ați putea puncta la nivelul Bisericii Universale, la nivelul întregii lumi, și apoi venim la Moldova, la dieceza de Iași, pentru ca să ne vorbiți ce s-a făcut și ce stă în plan ca să se realizeze. Sigur că pelerinajul este elementul care a fost recomandat și se practică deja la nivelul Bisericii Universale. Sunt fixate o serie de pelerinaje speciale pentru anumite categorii de persoane, atât cei din biserică, dar și pături mai defavorizate. De exemplu, se vorbește și despre o posibilitate a celor din penitenciare de a câștiga această indulgență plenară a anului sfânt, sau a celor care
muncesc și nu au posibilitatea să ajungă într-un sanctuar, dar sunt în voința Sfântului Părinte Papa Francisc, întâi de toate s-a fixat și un grup de misionarii milostivirii, care sunt predicatori și confesori sau duhovnici, care vor sta la îndemâna credincioșilor, atât pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, dar și pentru a se spovedi. Sunt apoi misiunile populare, așa zise misiuni, care constau în faptul că într-un anumit număr de zile se expun predici tematice în care oamenii sunt îndemnați tocmai la convertire, la întoarcere, la spovadă bună, și aceste misiuni se organizează și la nivelul Bisericii Universale, dar se organizează și la nivelul diecezelor. Sunt apoi recomandate acele fapte de milostenie trupească și faptele de milostenie sufletească, care mai mult ca oricând trebuie să stea în centrul atenției credincioșilor în acest an. Sunt îndemnați, de fapt, fără măsură și fără a cronometra timpul, ca fiecare să se străduiască în acest an la nivel personal și la nivel comunitar să trăiască aceste momente de har. Inițiative așadar la nivelul Bisericii Universale și la nivelul diecezei de Iași. Am în față și câteva materiale care au apărut, câteva cărți. Jubileul Milostivirii este una dintre aceste cărți. Apoi Parabolele Milostivirii sunt două cărți care ne vorbesc despre Sfânta Scriptură și într-un mod deosebit despre Parabolele Milostivirii. Apoi Psalmii Milostivirii sunt materiale, cărți care îi ajută pe preoți și pe credincioși în catehezele care au loc în parohii cu privire la acest an al îndurării. Dar dacă ar fi să ne oprim asupra Sfintei Scripturi și asupra parabolelor milostivirii, ce parabole, în ce parabole ne vorbește Iisus într-un mod special despre milostivirea divină? Sunt mai multe parabole în Noul Testament care, într-o formă sau alta, ating această latură a milostivirii, dar este poate o parabolă arhicunoscută care ne vorbește atât de frumos și am putea spune că este o capodoperă în ceea ce privește această învățătură despre milostivirea divină. Este, așa zisă, parabola fiului risipitor sau parabola tatălui milostiv. Depinde din ce punct de vedere privim această parabolă. Și această parabolă ilustrează foarte bine situația oricărui om, a oricărui creștin, care se îndepărtează de Dumnezeu pentru a duce o viață independentă de voința lui Dumnezeu. În cele din urmă își dă seama că a greșit, apelează la această bunătate a Tatălui, Tatăl care se înduioșează, deschide brațele și, indiferent de păcatul care a fost săvârșit sau de greșeala săvârșită, Tatăl iartă totul și primește Fiul acasă. Așa se întâmplă și cu noi, dacă ne raportăm la Dumnezeu. Și această parabolă este într-adevăr o imagine foarte sugestivă și foarte potrivită pentru acest an sfânt. Dar mai sunt și alte parabole. De exemplu, Samaritanul milostiv. Și acolo avem un exemplu foarte frumos în care avem cum acelui samaritan i s-a făcut milă de tocmai de unul care nu făcea parte din același grup social cu el. El se îngrijește dincolo de orice barieră socială sau religioasă, se aplacă, se îngrijește și iată, așa putem să ne închipuim că și Dumnezeu, indiferent cine suntem sau ce rang purtăm sau de ce națiune suntem, se apleacă asupra noastră pentru a îngriji rănile noastre sufletești. Și sau, de altfel? Da, pot să mai spun, de exemplu, dacă avem acea imagine a bucuriei care se simte după ce cineva se ridică și este regăsit. Drahma pierdută, de exemplu, acea femeie care caută din toată casa moneda și în cele din urmă de bucurie adună pe toți prietenii și se bucură pentru că a găsit ceea ce era pierdut. Sau parabola oiții pierdute, păstorul cel bun care merge în căutarea acestei oițe. Și sunt multe, multe parabole care ar putea să vorbească despre un aspect sau altul acestei milostiviri. Oricum, întoarcerea fiului risipitor, parabola aceasta stă în centrul acestui an cu privire la
textele de care creștinii se pot apropia și noi am văzut și în imagine reprezentate acea pictură celebră a lui Rembrandt, Întoarcerea fiului risipitor, cum fiul se întoarce la tatăl care îl așteaptă și îl îmbrățișează. Dar mulți credincioși citesc Psaltirea. Ați putea să ne indicați câțiva psalmi care ne vorbesc despre milostivirea lui Dumnezeu? Da, și Psaltirea conține foarte multe elemente cu referință la milostivirea lui Dumnezeu. Iar și aici avem un psalm aproape, spunem, de mulți acceptat ca fiind un psalm penitențial, dar un psalm al milostivirii, psalmul 50. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate. Este acea rugăciune a lui David, care după păcatul său își recunoaște vinovăția și cu accente foarte profunde și foarte smerite se prezintă înaintea Domnului, cerând iertare și expunând de fapt situația lui dramatică în care se află după păcatul săvârșit. Și accentele după aceea care apar, acelea de milostivire, de mila lui Dumnezeu, care răspunde de fapt la această rugăciune insistentă a lui David pentru a fi iertat. Din Sfânta Scriptură, care text vă place cel mai mult care vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu? Sunt mai multe asemenea texte care poate într-un moment sau altul se potrivesc foarte bine, dar cred că textul care poate fi și poate a fost propus ca o frază care însoțește acest an, fiți milostivi precum Tatăl vostru din ceruri milostiv este. Când ne gândim la milostivire, trebuie să ne raportăm totdeauna la milostivirea divină. Fiți milostivi precum Tatăl vostru din ceruri milostiv este, care se completează și cu o altă propoziție, o altă frază din, tot din Sfânta Scriptură, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. Această desăvârșire, perfecțiune spre care tindem, își are expresia tocmai în capacitatea noastră de a avea milă, de a fi și noi milostivi sau de a practica acea iubire care înseamnă a trece peste orice barieră și a ne apropia de oricine. În același timp, milostivirea a fost întrupată în Hristos Iisus. Ce vă fascinează cel mai mult la persoana lui Iisus Hristos? La persoana lui Iisus vedem că El practic, indiferent de ce categorie, cu ce categorie se întâlnește, îi tratează pe toți în mod egal. Dar mai ales aș putea remarca faptul că, dincolo de acele etichetări ale timpului, de a nu sta cu păcătoși, de a nu sta cu vameșii, El, din contra, trece peste orice asemenea barieră și iată, în milostivirea sa, pentru a arăta că a venit pentru toți oamenii, stă la masă și cu păcătoși, îi întâlnește și pe vameși, stă de vorbă și cu farizei și cu cărturari. Este atitudinea lui Iisus care nu ține cont numai decât de anumite bariere sau de anumite prejudecăți ale timpului. Și El trebuie să fie pentru noi un model de urmat. Deci noi ne raportăm la toți, indiferent cine este, cum este, de ce categorie, din ce categorie socială face parte. Suntem spre finalul acestei emisiuni. Recent a apărut o carte și în limba română, numele lui Dumnezeu este Milostivire, o traducere din italiană, de altfel o carte foarte tradusă în mai multe limbi, un interviu cu Sfântul Părinte și la un moment dat Sfântului Părinte Papa Francischi se pune întrebarea cum și când a experimentat el milostivirea. Și el povestește că atunci când era elev prin casele terminale, trecând pe lângă o biserică, a simțit nevoia să se spovedească, și acolo a experimentat milostivirea, pentru că de acolo i s-a tras și chemarea lui de a ajunge preot. Dacă ar fi să vă pun aceeași întrebare, când și cum ați experimentat dumneavoastră milostivirea lui Dumnezeu? Cred că încă nu am avut timp să mă gândesc la un moment anume din viața mea, dar cu siguranță că au fost mai multe momente în care am simțit această prezență milostivirii divine în viața mea. Dacă mă raportez, de exemplu, la momentele principale în care și eu a trebuit să-mi aleg calea pe care să merg în viață.
atunci când am decis, de exemplu, să vin la seminar pentru a mă pregăti să devin preot. Dar poate mai mult atunci când pe neașteptate și fără să fiu pregătit special pentru acest scop, atunci când, prin bunăvoința Sfântului Părinte, Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, am fost numit episcop auxiliar de Iași. Chiar fără nicio aspirație în acest scop, totuși a venit această numire, semn al unei milostiviri a lui Dumnezeu, semn că Dumnezeu probabil a găsit ceva în mine cu care eu să mă prezint mai departe în fața credincioșilor. Împreună cu Preasfințitul Petru Gherghel, păstoriți în dieceza de Iași, o parte din credincioșii acestei dieceze ne urmăresc în aceste momente. Cum am putea noi să trăim mai bine acest jubileu? Putem foarte ușor să dăm curs acestor invitații ale Sfântului Părinte, care fără încetare revine asupra acestei tematici a milostivirii în anul sfânt, în care noi suntem chemați mai mult ca oricând să dăm un spațiu mai larg sufletului nostru. Să ne gândim la condiția noastră, la faptul că suntem chemați să trăim mereu în prietenie cu Dumnezeu, că suntem chemați să fim buni față de ceilalți, manifestând această bunătate prin gesturi concrete, nu numai cu vorbe. Apoi, sigur, avem în acest îndemn de a ne ruga mai mult, pentru că trebuie să ne rugăm, trebuie să avem și această parte din viața noastră în care noi ne ocupăm mai mult cu această convorbire cu Dumnezeu, care este rugăciunea. Îndemnurile nu se opresc aici, pentru că fiecare persoană are un specific și fiecare poate primi o îndrumare specială în care, pe care poate el acționa mai bine. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune Preasfințite. Am fost onorați să fim împreună cu dumneavoastră și să ne vorbiți despre anul milostivirii divine. Cu multă plăcere și sperăm să trăim în continuare cu multă bucurie jubileul milostivirii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas împreună cu noi. Anul milostivirii divine, un an deosebit în care suntem chemați să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să ne amintim de câteva cuvinte ale Sfintei Tereza de Avila, care spune: astăzi Hristos se folosește de picioarele noastre, de mâinile noastre și de ochii noștri pentru a arăta milostivirea față de ceilalți, pentru a ne apropia de cei de lângă noi și a fi mai buni în casele noastre, acolo unde muncim, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. Sunt preotul Cornel Cadar și vă doresc numai bine!